Început de an școlar pentru toți copiii, inclusiv pentru cei care se laudă cu părinți celebri. Părinții și-au luat micuții puși la 4 ace și înarmați cu ghiozdănelul în spate și i-au dus la școală sau la grădiniță după caz. Mândru nevoie mare de băiatul pe care îl are cu Valentina Pelinel, Cristi Borcea a făcut impresie bună în prima zi de școală. Împreună cu fostul fotomodel și fiul lor, cei trei au spus prezent în cea mai importantă zi din anul școlar. Și actorul Pavel Bartoș a avut parte de o zi agitată. Și asta pentru că s-a îngrijit ca toate cele 3 fete pe care le are să își facă prezența în prima zi de școală înarmate cu buchete de flori. Așa mamă, așa fică, Andreea Bănică e mândră nevoie mare de fata ei, pe care azi a însoțit-o la școală. La fel a făcut și Cătălin Măruță cu băiatul lor, dar și Jojo, care părea de nedespărțit de fiul ei în curtea școlii.